În urmă cu 6 ani, înainte, între Crăciun și Revelion, lucram la un patron și patronul a spus să tai ceva lemne de foc la circular. Și înainte de asta m-am hotărât să nu mai spun nicio lucrare din partea Domnului, nicio vedenie, nicio prorocie. Și am zis că mai bine să tac. Ce sunt eu omul ăla să mă ridic eu singur în adunare și tot să uite către mine? Mai bine tac din urmă. Nu mai spun la nimeni nimic. Și au trecut 3 zile și 3 nopți. Și în clipa în care tăiam la circular, omul acela m-a pus să tai lemn de foc, tai după Revelion. În timp ce băgam lemnul în pânză, am auzit o voce în partea dreaptă. Și am spus, fiindcă te-ai oprit din lucrarea mea, că voi trece printr-un cuptor greu. Și n-am mai auzit vocea. Și am întors capul în stânga, în dreapta, să văd cine vorbește. Și nu era nimeni. Și când am întors capul în spate, aceste 3 dești de la mâna dreaptă au ajuns în un neguș. Am ajuns cu ele la Oradea, Oradea la Oradea, ce face, am ajuns la Cluj. La Cluj, după 21 de ore de operație cu anestezie totală. Și după 10 zile mi-au dat pace doctorii, mi le-au cusut înapoi. Și după 10 zile au venit din nou și deștile s-au negrit ca haina de pe mine. Și într-una din zile vine doctorul, profesor și spune, trebuie să luăm degetele jos, să punem degetul mare de la picior. Pomenii ziua când am urcat la etajul nou, sunt salile de operație, am ajuns în fața unei mese destul de lungă, unde trebuia, a spus doctorul, culcă-te băiat. Și a spus, domn doctor, eu nu mă culc pe masa asta dacă nu mă lăsați să mă rog. Și el a spus, rogă-te, de mic în copilărie, de la vârsta de 8 ani, 9 ani, am văzut cum într-o biserică penticostală, pocăiții, stăteau în aer, 30 centimetri în aer. Și atunci eram copil și am întrebat pe mama, mama, de ce să țin frață așa? Surorile astea, de ce să țin? M-am uitat în sus, uitat un candelabru și să vezi un om aici în aer, la 30 centimetri, că nu stă pe nimic. Și am întrebat pe mama, mamă, cine-i ține pe ăștia sus? Și nu erau unul, doi. Și erau aproximativ 100 și ceva de persoane. Și n-am știut. Și am stat în capul bancă. Și am văzut minunile lui Dumnezeu, o fetiță de 13 ani, în biserica din Oroștie. Era o loară. A dus o frață în mâini. Și când s-a rugat fratele și-a poruncit, a mers până adunare pe picioare. Și am crezut că Dumnezeu face o minune acolo. M-am rugat la masa de operație și am început să mă rog, cum știam eu. Și am început să plâng. La un moment dat m-am sculat și m-am pus pe masa de operație, m-am întins. Doctorii m-au anesteziat din nou. După 9 ore de operație, m-am trezit cu mâna care acum moșeagă. Cu mâna aceasta, vreau să vă spun că nu mă hrănesc eu, dar să crești copii, dar să crești familie. Și vreau să vă spun de aici încolo ce lucrează Dumnezeu și ce-a lucrat. Și vă spun, am ales că spuneam fratelui, aș putea să vă spun aici și vă țin la mărturisiri cum Dumnezeu lucrează până la dimineață. La mine în fiecare nu e lună să treacă să nu văd o minune dumnezeiască. Și poate unii veți zice, pocăiți, dacă e adevărat că Dumnezeu face minuni și astăzi, dar și nu e adevărat. Dar minunile care vreau să vi le spun eu, sunt niște minuni care am un copilaș în clasa 1. Și acela și el a văzut cu ochii lor. Și de multe ori se sculau pe genunchi și spunea, tati, așa e că când ne-am rugat noi, Domnul Iisus ne-a ascultat. Sunt niște mărturii care copiii au văzut. Nu că noi pocăiți, Dumnezeu face minuni, e adevărat. Dar să vezi niște mărturii, niște minuni care copilașul, copilaș de clasa 1, copilaș la grădiniță, și te întreabă să zică, tati, așa că noi când am postit și ne-a rugat Domnul Iisus ne-a ascultat? Amin. Și vreau să vă spun, căci venim în coace, timpul trecut și cum am spus, când eram în spital, acolo am făcut operația, după care am, la sângele care l-am primit, am făcut hepatită neagră, fiindcă făceam injecție cu Fortral și Mabron,
niște injecții care conține foarte mult drog. Am chemat un pastor din Saruga, a făcut ungerea de lemn și durerile au dispărut, dar boala m-a dus în alt spital. Și a zis, doctor profesor, te trimit în alt spital pentru că aici nu vrem să mai plâng, să mai urli, fiindcă scol tot spitalul. La orele 3-3 jumate, când veneau durerile, într-așa fel urlam, într-așa fel urlau ceilalți de lângă mine, că tot spitalul era în picioare, etajul ăla. Erau niște dureri foarte grele de suportat. Nu mă duc, eu puneam pe erna și mă rugam și ziceam, Doamne Iisuse, cum Tu ai răbdat pe lemn, cuile și bătăile? Acolo nu a fost injecție care să cam moțească. Noi îi făceam o injecție atât de mică și gata, nu mai simțeai nicio durere. Dar Domnul Iisus nu a avut nicio injecție. S-a arătat pentru mine, ca eu astăzi să fiu aici în mijlocul vostru. S-a arătat pentru tine, ca tu astăzi să fii aici. S-a arătat pentru tine, care poate ai zis că mă duc la pocăiți să văd și acolo. Și vreau să spun că nu l-am mai avut durere în mine aici. Vreau să mă mărturisesc, m-am dus în alt spital și acolo era spital de contagioasă, am intrat într-un salon, era un băiet de 38 de ani din Bistrița și întreb, ce spital este aici? Spune, contagioasă. Bine, în medicină, țăranii nu înțeleg. Dar totuși, ce boli sunt aici? Spune că aici este SIDA, hepatită. Și după 10 zile vine doctorița și mă întreabă, ești însurat? Zic că da. Ai copii? Am acasă un băiețel de un an jumate, soție însărcinată cu a doilea. Spune, atunci ești la spital și ești rămas bun, fiindcă tu de aici te-ai trimit în sicriu. Ai timonul ridicat la 300 și în mod normal trebuia să aibă 3 sau 4. Spune-mi spre soția, între timp Domnul trimit un proroc, Domnul vorbește așa cum voi v-ați rugat pentru bolnav, cu numele, Domnul vorbește așa, bărbatul ăsta are două lucruri de mărturisit. Și dacă v-am mărturisit eu, Domnul, voi vindeca dacă biserica intră în 3 zile de post. Biserica a spus către soția, tu îi spune soțului, dacă mărturisești, biserica intră în post. Soția a venit la mine la spital și a început să plângă, fiindcă eu 2 săptămâni de zile n-am dat nicio lingură de apă în gură. Tot și credea mai jos, imediat îți fam afară. M-am înalbit, eram al caharul, soția lui m-a cunoscut, început să plângă și în cele din urmă îmi dă un bilet pe care scrie o lucrare. Înainte ca să-mi dea eu lucrarea, spune Cornel, acasă copilașul care l-ai lăsat, stăteam într-o zonă de munte, venea un autobuz la ora 3:15, uzina electrică, cobora și scotea oamenii la drumul principal. Și când cobora autobuzul la 3:15 și era în stația de autobuz, la mine din casă te uitai așa în jos și vedeai stația. Spune Cornel, de când ai plecat de acasă, ai 2 luni de zile de când ai plecat de acasă, în fiecare zi, băiatul, un an jumate, stă la geam la ora 3:15. Și vede culoarea autobuzului și strigă că vine tata. Nu duce masa. Gândiți-vă de unde știa acel copilaj de un an jumate că este 3:15 când vine autobuzul. În fiecare zi. Era în stația de autobuz și striga că vine tata acasă. Și au trecut 2 luni și tata nu a venit. Și am spus, te duci acasă, îmbraci copilașul, la duci să-l mai văd odată și îmi dau Duhul. Soția a început să plângă mai rău, îmi dă biletul, citesc ce lucrarea și am spus, dar nu e mare lucru să-l mărturisești pe diavolul. Am chemat un frate și fratele, înainte de a intra la mine în salon, Domnul i-a arătat în vedenie. Așa cum ați auzit aici, Domnul arată vedenie oamenilor, o ușa de pe salon arată cele 2 păcate care eu mi-am făcut și a intrat în urmă. Ceilalți au ieșit afară și am început să mărturisesc și am început să spun. Tec, la rând. Și fratele spune, nu sunt astea. Altfine nu mai știu. Și fratele atunci spune, ce ai lucrat împotriva lucrării Duhului Sfânt? Și atunci imediat a trecut așa pe fața mea un film, mi-am adus aminte de ziua în care am zis că nu mai spun nicio prorocie, nicio vedenie la nimeni.
a spus fratelui, la care fratele s-a apropiat, a făcut ungerea cu un de lemn, și în timpul ce a făcut ungerea cu un de lemn, vorbea în alte limbi, a trecut un curent așa pe aici, a trecut trupul jos și cu gât cealaltă la afară. Și ăsta te-a împătat, întins, încă nu mă putea mișca, din cauza piciorului operat, mâinii. Când am simțit curentul ăla, vă spun, am fost curentat și de 2,20, am fost curentat și de 3,80. Dar așa curent, cum a fost ăla, nu știu, n-aș putea să vă spun cum a fost, e tare. Dar când a plecat fața acasă, eu m-a ridicat și am zis, eu mâine plec acasă, Dumnezeu mi-a vindecat. Există ortodox care era lângă mine din Bistrița, zice, Dumnezeu să-ți ajute. Un om ortodox, ce poate zice? Și la un moment dat vine doctorița și spune, măi băieți, pregătește, că mâine îți dă drumul acasă să nu mori aici în spital, să plătești mor, așa, numit lucru, să mori acasă. Și între timp ce discutam cu doctorița, era ușa deschisă și aud conferențial. Aude conferențial, spune, cum se dă drumul la băiatul ăsta, că ăsta nimeni ajunge acasă și moare cu autobuz și facem noi pușcării. Și m-au chemat acolo în sala de tratamente și ne analize. Mi-e sânge din degetul ăsta, se duce la un laborator, peste două ceasuri mă cheamă înapoi. Dar când au venit, rezultatele de la laborator au stricat conferențiala că eu am auzit. Nu se poate, laboratorul a stricat. Se duce mai e sânge din picior. Se duce la alt laborator, și sângele de la 300 a scăzut dintr-o dată în 24. Și conferențiara zice, nu se poate, laboratorul a stricat. Vă mărturisesc înaintea Domnului, în aceea zi de 3 ori mi-a luat analize. S-a dus la 3 laboratoare diferite. La 300 a scăzut dintr-o dată la 24. Când am venit a treia oară, m-a chemat acolo un prieten, erau vreo 30 de doctorițe care s-au adunat în jurul meu. Și am mă întreabă, bună, ridic capsul și zic, măi băieți, ce are legul? Ce medicament e? Domnul doctoriță, de 3, de 2 săptămâni zile, nu va voli lingură, ia cu lungul. De tare mă întreb, ce are beu? Că nu pot bea o lingură. Cine e bea pastilă? Și atunci, cum stăteau ele în jurul meu, mă văd că pun mâna capul în jos, se rușinea așa, s-a prinde la față, și zice, măi băieți, nu te supăra, ești cumva pocăit? Zic că da. Frați surori, care locuiți aici în satul ăsta și poate mergeți la oraș, nu vă fie rușine că aveți un Dumnezeu în voi. Dacă pentru Dumnezeu trebuie să porți paticul și fusta, du-te așa și la școală și la altă. Nu-ți fie rușine că ai un Dumnezeu în tine. Biblia spune clar, cine se rușinează de mine, eu mă voi rușina înaintea cui? Înaintea Tatălui. Vrei ca Dumnezeu să rușinezi cu tine, să nu te cunoască înaintea Tatălui? Unul la capul tău. Unul cu capul tău. Când mi-a dat. Dacă mai de la mor, m-a spus păstor, m-a spus frază care aveți în conducere, vă spun eu. Eu nu mă duc la mor și păstă două zile Sfântă Domnul, du-te înapoi și spune-mi ce-o trebuie să zic. Că am văzut așa. În altă biserică. Dacă nu-ți place să umbli cu vincioasă, să n-aștepți ca să auzi că Domnul te cheamă la casă, vină pe Domnul Domnul și credincioasă. Niciodată! Să nu gândiți că pocăința e oricum, o trăiesc cum îmi place cu mine. La casă, în sfânt, în smerită, iar când ies de aici, nu mă cunosc din biserică din lume. Ce zici, dacă aș merge la școală, când trebuie să tine, ar vedea că ne pocăim. Nu mă cunosc. Dar dacă noi ne rușinăm de Dumnezeu, poate lucrez într-o fabrică și am auzit mulți frate, au zis, frate, lucrez în fabrică de 20 de ani, dar nu știu nimeni cât pocăie. Noi trebuie să avem că noi este Hristos. După care au zis, oamenii, doctor, au zis că unul la mine e scapat cu viață. Eu dat drumul de acolo, trebuie să mă duc la spitalul de chirurgie și să scoată din de aici toată tija. O vede doctorul conferențial pe voce și zice, măi băieți, tu mai trăiești? Zic, da, domnul doctor, trăiesc că și Dumnezeu meu trăiește. Și am m-a chemat acolo în jur de 70 de doctori să-i mărturisesc cum a vindecat Dumnezeu. La care am văzut o câțiva doctori cu ochii lacrimi și au spus așa, pe unde ajungi și mărturisești?
spune fraților, sorați pentru un om. Astăzi mă aflu în biserica voastră. Amin. După umile mei să iau o sarcină. Rugați-vă pentru cei ce lucrează în medicină. Amin. Pe unde ajung? Spania, Austria, Italia, pe unde am ajuns? După umile mei tot s-o lua câte o sarcină și mi-a spus, fraților, rugați-vă pentru cei care lucrează în medicină. Domnul are în vedere să-i cheme și pe ei. Amin. Am venit acasă, când am venit acasă, era două astfel de post în care stătea biserica. Imediat s-a dus vestea că fratele Nicomel a venit în sânul familiei. Au venit seara frații și au mulțumit și au plâns. Toată biserica. Și a treia seară, din nou s-au adunat și plângeau că Dumnezeu a vorbit duminica trecută. Și acum, duminică, nu au trecut 7 zile. Și fratele Cornel era în biserică. Și oamenii din afară ortodoși, în mijlocul satului, mă opresc și mă întreabă cum a vindecat Dumnezeu. Și vreau să mă mărturisesc că unii oameni s-au întors la Dumnezeu.